Apar și primele acuzații de mită înaintea moțiunii de cenzură. Liderul AUR, George Simion, susține că liberalii au încercat să-i mituiască pe parlamentarii din opoziție pentru a nu dărâma guvernul. PNL nu a negociat, a vrut să ne cumpere la bucată, acuză Simion. Acesta a anunțat că a depus plângere la DNA împotriva liberalilor. Au încercat să negocieze cu noi cei de la PNL, au încercat să ne cumpere la bucată. Au încercat să ne mituiască, au făcut un drum până la DNA. Prima chestiune pe care o avem de făcut este să anunțăm organele competente și după aia o să facem cunoscut românilor toată schema prin care Florin Câțu și-a pus parlamentarii să ne ofere mită. Funcții îndeconcentrate pentru apropiați au încercat practic să ne cumpere ca parlamentarii AUR să nu fie prezenți la votarea moțiunii. Parlamentarii AUR vor fi prezenți cu toții la votarea moțiunii. Nu suntem de vânzare, nu trădăm și nu doar atât, nu facem afirmații.